Rolul crate mi din să urce din pod, e să urce în pod. Salut, șacalilor, ce faceți? După cum bine știți voi, copii, dragi copii de 8-a care ați intrat la liceu, ați avut, așa zisul, examen național, bă. Bă, evaluarea națională și iar acum aveți bacul. Toți o să aveți bacul într-o zi, bă. Vă orez de pe acum baftă la bac, poți să ai și 6 ani și 7 ani, să știi că bacul se apropie foarte repede. Și știți că la fiecare examen există așa zisele perle, adică niște chestii, niște aberații spuse de elevi, care ajung pe net, cumva. Cine știe, poate chiar tu care te uiți la mine ai scris perle alea. Și o să citesc și o să râd acum, bă. La mine a fost groaznic în clasa 8. Am luat 8.008 în capăt. Am luat la română, nu știu cum așa. Și la mate am luat 6.90. Eu nu știam mate deloc. Eu în conținut în care eu am luat 2 la simulare, adică. Deci trebuie neapărat să lăsați un like pentru fiecare elev picat la evaluarea națională. Hai să începem, vedem ce avem aici. Un text biografic a fost sursă de umor involuntar din partea unor candidați neatenți la informații și la cerințe. Traian Vuia s-a născut în județul de azi Traian Vuia. Adică e logic. Mihai Eminescu se plimba foarte mult pe strada de astăzi numită Mihai Eminescu. Ceva în genul. Nu știu dacă a fost ironic, dar în clasa 8 eu nu gândeam prea mult, așa că nu că aș vrea să vă jignesc, dar cine știe. A rămas fără bani de facultate și se împiedica de piedici ca să-și facă avion de zbor. Ce e asta, mă? Deci clar a fost un text de la cu Traian Vuia, presupun din moment. Ce vor mai Traian Vuia și că și-a făcut un avion. Se împiedica de piedici, adică nu se împiedica de piedici, se împiedica de piedici, e normal. Ca să-și facă avion de zbor. Asta este complet, deci este foarte așa gen lăuntric, este, nu știu, chiar înseamnă mult. E o chestie care spune puține, dar înseamnă multe. Adică, vă rog, frumos. Traian era lipit. Un an a stat la facultate, dar a strălucit mai departe și a plecat la Paris să cerșească. Cum, mă? Traian era lipit, adică, băi, lipit, băi, jos, era... Dă-mi Dumnezeu să-i foarte jos, bă, n-ai, era săracul de el, Doamne Dumnezeu, n-ai cum. Culmea că o strălucit foarte departe și după a plecat în Paris, cerșeasă. Mai faci un ban, știi? Ia să vedem la gramatică, ia uite, și la gramatică unii am avut dificultăți, și anume. Cuvântul balconaș s-a format dintr-un balcon prin metoda constrângerii. Ce-i asta? Prin metoda constrângerii. Balconul care avea undeva la 7 metri pătrați s-a făcut balconaș, adică mai mic pentru că s-a constrâns, adică. Na, o zis că bă, mă fac mai mic, că îs prea mare. Măcar de ziceam metoda strângerii, adică dacă nu chiar, dar metoda constrângerii, să mor eu. Bă, nebunește mătușica mea, bă, care vede asta, bă, să mor eu, să nebunească mătușele dacă nu. Trebuia să zic că prin metoda resemnării, bă, adică s-o resemna balconajul, bă, mă fac, mă duc mai mic, asta e când mă tencui ăștia, mă face și pe mine mai nou, mă trez, dar până atunci mă fac așa micuț. Rolul crate-mi din să urce din pod, e să urce în pod. Bă, oare e pe bune? Deci efectiv e în mod, bă, e ironic sau nu, că nu-mi dau seama, bă. Adică știu că nici pe mine nu mă, adică pe mine chiar nu mă duceau capul în clasa 8-a. În clasa 8-a pur și simplu voiam să vină vara să trec cumva examenul, deși nu învățasem deloc, ca să mă joc un pic mai mult. Eram în perioada când mă jucam CS mult, chiar, bă, v-am mai povestit eu că eu cu o seară înainte de examen eram cu Alex pe CS și ne jucam, frate. Ne jucam CS la 11 și noi aveam examen, frate, următoarea zi. Bine, dar nu cred că am zis chiar așa de astea, bă, adică nu știu, frate, mai ziceai și tu, bă, diminutiv, mai ziceai cuvinte de astea, știi, nu? Metoda constrângerii. În cuvintele date sunt diftongi, adică mai mult ftongi adunați. Ai, imposibil. Mai mulți ftongi adunați, adică asta înseamnă diftongi. Mai mulți ftongi adunați, adică... Bă, și-am pornit și șemineu, bă, pentru clipul ăsta, eu mor de cald, adică să mor eu, nu mai pot de cald, mă răsucesc aici, plânge mătușca de cald, dar am pornit ăsta, bă. Ca să râd să-mi fie și mai calbă. Un elev a inventat un sinonim pentru adjectivul ciudată. Weird. Îți dai seama că săracul băiețel acolo, fetiță, ce era, bă, scrie așa la culo, mamă, și zic, mamă, situația asta despre Traian Vuia. Bă, aici, cum a acționat Traian Vuia, mi se pare așa un pic weird, frate, adică e un pic a lot of, it's extremely weird, I don't know how to say in Romanian, but I will try. So this boy, Traian Vuia, a făcut un gest destul de weird, așa, știi, adică când și-a luat plane-ul să meargă, știi, private jet-ul, știi, să zboare,
to fly a făcut foarte weird, you know? Cuvântul oprită s-a format după ce cineva a închis geamul, iar lumina fierbinte a soarelui s-a oprit în, s-a oprit în ea, bă. De cum? Bă, asta e... No, deci asta, bă, asta e imposibil. Bă, nu pot să cred. Bă, nu pot să cred că cineva a văzut, i-a zis cum s-a format cuvântul oprit. Bă, de fapt, nici nu cred că era asta cerința, bă. Deci voi vă dați seama că cineva efectiv a zis că cuvântul oprită, adică... A oprit, cuvântul oprit, s-a format pentru că cineva la un moment dat a închis un geam și lumina soarelui, bă, nu mai putea să treacă și practic ce înseamnă? S-a oprit, are sens. Sau că de fapt o mașină când trecea a văzut un pieton, iar acțiunea de a nu da peste pieton înseamnă că s-a oprit. Deci așa s-a format cuvântul oprit. Bă, cum Dumnezeu Sfânt și Maica, mamă, tu dai seama, bă, nebunesc, bă, nebunesc ăștia, bă, plâng îngerii, bă, când văd de astea, bă, pe bune, bă. Bă, cum s-a gândit, bă, cuvântul oprit, bă, stătea așa la un moment dat, bă, că mamă, cum îi bătea când s-a trezit el acolo dimineața de exact, mamă, ce bate lumina asta, dar ia, dacă închid geamul, bă, și lumina nu mai trecut și uite așa. Este efectiv ireal, bine, nu, poate chiar cineva dintre voi a scris. N-ai de unde să știi, poate chiar tu care te uiți la mine, Mihai, sau poate tu, Bianca, n-aveți de unde să știți, poate voi le-ați scris și o râd de ce ați scris voi. Râdem și noi așa, că uite, Caterin, că uite, păi dacă nu se fac astea, când mai râdem, bă, pe bune acum? Aș face sincer cu perliști de la BAC, dar la BAC sunt mai deștepți ăștia, știi, bă, se consideră că ești mai mare la 18 ani când ai un BAC, știi, aproape 19. Na, dar aici e altceva. Din textul la prima vedere, un copil a înțeles mult mai mult decât a vrut să comunice autorul. Acum, înainte să mă uit ce a scris copilul ăla, efectiv ți se bate prea, ți se bagă prea mult pe gât chestia asta cu ce a vrut să spune de fapt autorul. Adică asta este vina incompetenților de la Ministerul de Educație, bă, că ți-o bagă prea mult pe gât, bă, cu ce a zis de fapt autorul, bă. Mama inconștientă își lasă copilul să se suie în pod chiar dacă o să cadă în cap. Da, are sens, e un pic mai mult decât au vrut să comunice autor, un pic cam mult chiar, dar e ok. Da, putea să-i exprim mai frumos, dar e ok, adică, bă, poate dar e inconștientă, mă, să aia mai proastă, așa, și bum, cade copilul în cap, na, are sens, nu văd nimic greșit aici. Asemenea, interpretări sunt dovezi că avem un sistem de educație ce nu reușește în 9 ani să dea unui copil măcar control asupra limbii materne. Oricum, conștienți de propriul nivel sau preocupați de orice altceva decât de școală, 11.500 de elevi au lipsit de la probă, bă, 12.000 de copii, bă. Cei mai mulți sunt din Iași, Bacău și Hai, bă, hai, bă, domn, bă, băieți, bă. Bă, da, așa v-am lăsat, bă, din toată țara asta, bă, să, bă, pe bune. Bă, putea să lipsească din Zalău, bă, dar, bă, din Bacău, bă. N-o lipsit aia din Vălenii, din munte, bă, și ați lipsit voi, bă. Bă, păi eu sunt băcăoan, bă, eu chiar dacă nu știam m-am prezentat, bă, cum ați putut să fiți așa lași, bă? Ia uite, bă, că m-au lăsat oamenii mei din Bacău. Bă, ce am făcut, bă, pe cine am lăsat? Bă, v-am lăsat, am zis că vă las orașul ca lumea, bă, ce faceți, bă? Deci a fost Iași, Bacău, bă, măcar de Bacău era pe locul 3, bă, dar locul 2, bă. Bă, era aproape să câștige competiția, bă. Să continuăm, că mai încap, întotdeauna e loc de mai mult. Basmul este o poveste mai lungă, poate fi chiar cât o carte groasă și are atâtea personaje că nu le mai ții numărul, dar trebuie să fii atent la fabulă că te întâlnești cu ea și la final, bă. Bă, cum mă, chiar pe bună scris cineva asta, bă, zic, băi, că-i cartea, băi, bă, și personajele, bă, nu mai pot, dar ce să fac, bă, trebuie să le țin minte, bă. Omul bun nu se bate pe copii, se vorbește politicos cu bătrânii, se salută politicos pe doctori și pe oamenii de știință. Mai multe dezacorduri n-am văzut în viața într-o singură frază, pe bune. Ia uite aici, când eram la Viena, am picat pe pământ o bătrânică la intrarea în metro, bă. Cred că numai acolo, când ai exprimare liberă sau cum Dumnezeu se numește, faci tu acolo, știi ceva acolo și efectiv spui ce ai pe suflet. Băi, un fel de spovedanie examenul ăsta, numai când scris, știi cum ar veni. Ala la preot, ăsta e la școală, mă rog, tot pe acolo. Omenia la noi oamenii este greu să o avem. Un prim argument ar fi o pisică pe care noi o lăsăm să moară pe stradă de foame, bă. Uite, bă, ce a zis un copil de clasă. Foarte frumos, bă. Extraordinar de frumos. Bravo lui, bă. Dacă are omenie, alți oameni se uită la tine cu un alt ochi. E greu, mă, cu ăștia cu omenia, că se uită la tine, mă, dacă ai. Stai, cu minte, zice eu, mă, pe bune. Împăratul avea o grădină și în fund un măr. Ion Creangă s-a născut între anii 1887 și 1889, mă. Dar în viața asta există oameni buni care are un suflet mai mare și mai pură decât alții. Bă, astea da perle, bă, să mor, astea da perle, să mor. Chiar au fost, bă, pe cinste, bă. Sensul cuvântului crengi e boscheți. Pe bă, stai tare, bă, pe bun. Îndeacolo, cratima a fost folosită degeaba. Putem folosi liniuța când ne grăbim, dar numai când foarte tare. Tu să nu înțelegi greșit, ai voie să folosești cratima, chiar dacă nu am unii cratima, dar dacă te grăbești, poți să o pui, știi? Dacă trebuie să pleci, nu știu, până la magazin, adică măcar să-i dai senzația lui la care citește, bă, s-o grăbit o mânsă, adică măcar l-o făcut pe grabă, adică să-l înțeleg. O trăsătura genului liric este că oamenii nu vor să citească poezii. În zilele noastre vrem mai mult acțiune. Poezia aparține genului liric pentru că nu ții minte nimic din ea. Are sens, adică noi chiar
chiar nu mai vrem să citim o carte. Vrem chiar filme de acțiune cu The Rock sau cu Jason Statham, pe bune. Nu, deci nu, mi se pare că ăștia i-au băgat foarte, erau copiii ăștia chiar aveau dreptate. Pe bune. Eu dacă eram corector și așa, eu lăsam pe ăștia. Le puneam un punct în plus, bă, când vedeam, bă, atitudinea. Nu cred așa ceva. Genul liric este atunci când autorul are, de fapt, în cap o melodie, dar nu știe exact notele și până la urmă scrie versuri, bă. Bă, ce am citit aici, bă? Bă, tu îți dai seama că zis de autor, bă, că își amintește o melodie care era de la The Weeknd, probabil, dar nu-și mai amintea cum așa și încerca el să fredoneze notele și cumva, dacă nu, până le fredona așa, le scria versuri, știi, și așa au ieșit genul liric, bă. Bă, dacă a scris vreodată ceva, să spune și mie în comentarii care au fost cea mai așa de a scris voi, că eu o să citesc toate comentariile și dau inimă, pe bune. Elevilor li s-a cerut să redacteze o narațiune în care să prezinte o întâmplare reală sau imaginară din timpul unei întreceri sportive. Textele sunt savuroase. Aș fi vrut să particip și eu, dar eram plin de muci. Cam astea sunt perlele. Faceți cu bacul dacă vreți, facem la ce vreți voi, sincer, pe bune. Acum, cred că îmi fac o serie, bă, fiecare an să facem așa cu perle din... pe bune. Mi s-a părut foarte tare. De fapt, stai că voi ați avut, bă, până pun eu asta, vere că eu nu mai pot să postez o săptămână, că doi post asta, voi începe aia cu bacul, voi ați terminat, voi cred că aflați rezultatele, sper că ați luat cine a avut. Sper că n-ați fost vreunul de aici care să scrie așa chestii. Dacă ați fost pe aici și ați scris așa chestii, vă mulțumesc. Uite, așa mi-a ieșit și mie un episod fain, pe bune. Am râs, am plâns, pe bune. Chiar vă mulțumesc pentru tot suportul. Că și asta e un suport, până la urmă. Pentru că l-am dat, unul dintre voi sigur s-o gândi, bă, dacă scriu asta, cumva... O să ajung cumva la Snick să reacționeze la mine și mă pun în clip, foarte tare, pe bună. Da, bă, cam asta a fost clipul, nu uitați de un follow pe Instagram la Snicculeț. Avem și canal de gaming acolo, toți Snicculeț, facem 170.000 de abonați acum și aveți clipul, link-ul în descriere de la canal de gaming. Postăm de două ori pe săptămână. Și să vă mai zic, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat, bă!